Amin, osana lui Iisus. Amin. Iată adeverește Domnul pentru popor. Popor de legământ, popor de legământ. Oh, dacă ai cunoaște planul vrăjmașului, planul viclean care l-a făcut cu privire la țara voastră, seamănă stivere de Ghent, la România, este menegan, n-ai mai dat țipire ochilor tăi, seamănă stivere de Ghent, și ai strigat către mine, erebe de Ghent, haleluia, ca să mă îndur și să zădărnicesc acest plan. Dar iată ce zice Domnul, vreau unitate, estemene sibere de fere de gan, inim sincere și curate, hotărâri noi pentru ereve de gan, haleluia, mine, hotărâri noi de pocăință, ereve de gan, acum în ceasul al 12-lea, erestemene sibere de gan, căci am strigat trezire în repetate rânduri, zifere de semene gan, și strig din nou, samana stivere de gan, treziți-vă, ereve de gan, căci nu este vremea de dormit, samana stivere de fere de gan, întoarceți-vă cu fața spre mine și căutați fața mea, e samana stivere de gan, cu post, cu rugăciune, cu lacrimi de pocăință, zice Domnul, ca să mă îndur, să mă năstivere de gan și să abat. E repede semene gan, haleluia, nenorocirea care vrăjmașul vrea să o aducă peste acest popor, zifere de semene gan. Dar dacă nu va fi trezire în rândurile voastre, dacă nu mă veți căuta cu toată inima, erebe de gan, dacă nu vă veți pocăi de faptele voastre rele, zice Domnul, voi îngădui un tăvăluc să treacă peste țară, sifere de stemene, sibere de gan pentru trezire, erebe de gan, dar vor fi multe lacrimi, erebe de gan și steaguri de doliu. Dar astăzi, dacă auzi cuvântul meu, nu-ți împietri inima ca cei de la Meriba, erestemene sibere de gan, ci caută-mă, caută-mă cu o inimă sinceră și curată, erebe de semene gan și lasă-te înduplecat de cuvântul meu, estive de gan, prelucrat de cuvântul meu, ereve de gan într-o pocăință sfântă și curată, estemene gan ca să ai parte cu mine, estemene gan o veșnicie, zice Domnul, căci venirea mea este aproape, este chiar la uși. Amin.